Un bărbat care efectua lucrări de infrastructură în zona podului de lângă molul din Târgu Jiu se află în comă după ce s-a asfixiat în timp ce înainta pe o țeavă de canalizare. Bărbatul a vrut să vadă de ce țeava era blocată, însă nu a mai reușit să iasă singur de acolo. O ambulanță l-a transportat de urgență la spital, iar medicii sunt rezervați în ceea ce privește șansele sale de supraviețuire. A fost adus în cursul zilei de ieri, în cursul după amiezei, un bărbat în jur de 50 și ceva de ani, care a făcut o, pe baza hipoxiei, a făcut un stop cardiorespirator care s-a resuscitat. Momentan, pacientul se află internat în secția de terapie intensivă, în spitalul 700, în comă. Poliția a ajuns la fața locului pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs incidentul. În cauză s-a efectuat cercetarea la fața locului și s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a măsurilor legale de sănătate și securitate în muncă. În continuare se vor efectua cercetări în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor întâmplării accidentului de muncă. Și Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a demarat o anchetă, având în vedere că bărbatul se afla în timpul serviciului la momentul producerii accidentului.